Timp de câteva ore, zeci de șoferi au fost documentați de inspectorii de patrulare pentru diverse încălcări rutiere comise anterior. Prin aplicație e-data au fost verificați în special șoferii care au încălcări constante cu ajutorul mașinii capcană, dotată cu radar timp de 2 săptămâni în orașul Drochia. De către angajați Inspectoratul Național de Patrulare, în raionul Drochia, traseul R7, intersecție cu traseul R12, este desfășurat filtru pentru stoparea și documentarea șoferilor care se eschivează de la achitarea amenzilor rutiere. Conducătorii auto aveau înregistrate încălcări precum depășirea limitei de viteză și nerespectarea indicatoarelor rutiere. Ei spun că această operațiune este binevenită, întrucât va fi redus numărul de accidente rutiere. Poate de verificat de schimb la trafic în regulă. Tot să avem tehosmo. Cred că e ceva normal. Mai puțin bieți pe drumuri să meargă. Și nu că așa. Regulile. Mai bine să fie la trafic. Da. Alți șoferi însă s-au arătat indignați de faptul că au fost stopați. Foarte bine că verifică, dar nu verifică, da, dar nu la moment. Oamenii se ies la lucru, nu știu. Eu, de exemplu, la policlinică întârzi. Dacă nu e momentul potrivit ca să verifice. Păi nu știu. Că nu am lumea bată. Da, e că atunci trebuie să controlez. Dar în zi, eu știu, oamenii se ies la lucru. Nu azi am încălcat viteza. Viteza nu știu când am încălcat. Săptămână sau două în urmă. Da, azi am fost stopat fără motiv. Acțiunea s-a desfășurat pe traseele Dondușeni, Drochia, Costești și Soroca, Drochia, Costești. Inspectoratul Național de Patrulare reamintește că fiecare șofer este obligat să respecte regulamentul circulației rutiere pentru a evita producerea unor evenimente neplăcute. Veronica Cebotari, Anton Ciornăi, TV Drochia.